ziua, dragi colegi și dragi prieteni! Bună ziua, Cornel Ungureanu! Bună ziua, Mircea Mihaieș! Bună ziua, Adriana Babeț! Da, acest... După acest început foarte protocolar, aș vrea să vă anunțăm și să vă anunț și pe voi, ceea ce probabil știți. Suntem în debutul, sau la debutul, unui proiect câștigat de Librăria cea mai bravă din Timișoara și nu doar, Librăria la două bufnițe, cu cele două bufnițe, Oana Doboș și Raluca Selejan, un proiect câștigat la AFCN, dedicat unei apariții pe care o dorim cât mai rapidă, Dicționarul Romanului Central European din secolul 20, iar proiectul bufnițelor pe care îl inaugurăm acum se cheamă A fost odată o Europa Centrală, care e titlul primului roman inclus în dicționar. V-am invitat în mod special pe voi doi pentru că încă din anii 70, împreună cu Cornel Ungureanu, din anii sfârșitul anilor 80, alături și de Mircea Mihaieș, am pornit o lucrare colectivă care, zic eu, a avut importanța ei și poate o mai are. Adică aproape că ar trebui să fiu sigură că o mai are. Cornel, încă din anii 70, în cărțile și în cronicile pe care le-ai scris la revista Orizont, unde am devenit din 1972, îți dai seama câți ani avem, am devenit colegi. În cărțile și cronicile tale literare, ești critic literar de formație, era vorba, sigur, despre autorii zone, era vorba despre clasicii literaturii române, dar mai era vorba despre încă ceva, despre care se vorbea foarte puțin în România acelor ani, despre literatura acestor proximități ale României, literatura Europei Centrale. După 90, ai trecut la catedră, ca și mine de altfel, ca și Mircea de altfel, și sutele de studenți, masteranți, doctoranți, au preluat ceea ce, pe tema Europei Centrale, ceea ce tu, Cornel, începusești prin primele tale cărți. Care povestește-ne, te rog, puțin despre ele. După aia o să-l întreb pe Mircea. Ești reputat anglist și americanist, ești specialist în literatură engleză și americană. Ești autorul, apare acum, cel de-al treilea volum dintr-o trilogie dedicată de tine lui Joyce. Deci ești cel mai important joyceolog român, ca să mă exprim corect, în viață. Și cred că vei și rămâne singurul. Și cu toate acestea, prin formația ta de critic literar, de eseist, prin vocația ta civică, ai fost alături de noi în acest proiect care a demarat, evident, ca proiect, ca fundație, după 1990. Ați putea să vă descrieți puțin traseele în acest sens și cauza pentru care ne-am solidarizat într-o idee? Eu aș putea să încep cu numită la Europa periferiilor, să înțeleg ce înseamnă geografia literară a României, unei țări așezată în centrul Europei, nu în estul, în centru sau în estul Europei, așa cum zic unii și alții. Practic, ca să închei geografia literară a României, m-am întors la cărțile mele mai vechi, la proza românească de azi, din 1985, și mi-am recitit unele capitole. Mi s-au părut foarte slabe. Am reluat câte ceva. Dar prima mea carte definitorie pentru geografia literară, pentru studiul literaturii bine așezat într-un spațiu și
într-un timp primită la Europa periferiilor. Pe de altă parte, am citit caietele de la a treia Europa. Acolo erau corespondenți din America, din Polonia, din Ungaria, corespondenți din toate părțile lumii care vorbeau în, la sfârșitul anilor 80 de Europa Centrală, de culturile Europei Centrale, de literaturile Europei Centrale. Aici, la Timișoara, am vrut să definim Europa Centrală un pic altfel, un pic mai bine, cred eu. Și acele 3-4 caiete ale Europei Centrale cu colaboratori din toate părțile Europei Centrale, mi se par documente extraordinare. De acolo a fost începutul. În momentul de față, încercând să închei geografia literară a României cu Basarabia și Bucovina, am avut un blocaj enorm. Ce înseamnă Basarabia, ce înseamnă Bucovina, o să încerc să le descălcesc în lunile următoare. Deocamdată mă bucur că ne amintim de cărțile Europei Centrale, mă bucur că îți apare acel volum pe care îl consider extraordinar, printr-o întoarcere și înapoi la lucrurile care s-au făcut. Eu am pe masă primul caiet din 1997, prima revistă din 1997. Sunt 5 numere care însumează peste 1000 de pagini, doar revista scoasă de fundația noastră. Mulțumesc mult, mulțumesc. Dar ne-ai invitat la o rememorare. Da, că o facem un fel de parastas. Ai pomenit cu ironia de rigoare și activitatea mea de joisolog. Da, de aș porni puțin de aici. Cartea pe care tocmai am predat-o editurii Polirom conține un capitol în care vorbesc despre importanța apostrofului în constituirea sau da, în construirea mai degrabă decât în construirea titlului cărții lui James Joyce, Finnegan's Wake. Pornind de la ceea ce ai spus, eu aș adăuga tot așa un fel de semn diacritic, un semn de întrebare. Există o Europa Centrală? Și dacă există, care e legătura noastră cu ea? În mod cert, legătura noastră e intelectuală. Ca spațiu geografic, suntem sau nu suntem în Europa Centrală? Încă mai putem să dezbatem această chestiune. Ca timișorean, ca om format în Timișoara, evident că spiritul locului te îndreaptă spre anumite teme, spre anumite zone. Și aici cred că o carte excepțională, de altfel, a lui Cornel Ungureanu, poate funcționa ca o foarte bună etichetă a ceea ce am făcut noi. Ea se numește Imediata noastră apropiere. Cum spuneam, nu e neapărat o apropiere 100% geografică, deși în momentul de față Cornel Ungureanu chiar de asta se ocupă, de o geografie literară și chiar mai mult decât atât, o geografie culturală a României, cât e vorba de un anumit spirit al locului. Ca interes intelectual, această temă a existat întotdeauna pentru orice om care stă în Timișoara, pentru că această interacțiune cu scriitori sârbi, maghiari, slovaci, germani, unguri-evrei, este parte chiar din alchimia locului și care face din Timișoara ceva atât de special. Pentru mine s-a contat foarte mult faptul că în 1990, petrecând multă vreme în America, în primii ani atunci după Revoluție, am intrat în
legătură cu foarte mulți reprezentanți ai ceea ce s-a numit Mitteleuropa, s-a numit spiritul vienez, s-a numit partea de Germanie care aparține probabil în mod decisiv conceptului de Europa centrală. Și am fost atras de un fel de paradox pe care l-a exprimat cineva, care a spus, dacă vrei să cunoști Europa centrală, du-te la New York. Și această invitație se referea atât la faptul că era o perindare extraordinară de scriitori, de oameni de cultură din acea zonă, dar și pentru că acolo apăreau cele mai importante traduceri din literatura acestui spațiu. E un pic paradoxal ca dincolo de ocean să-ți fie mai accesibile niște lucruri care, din punct de vedere geografic, erau practic aparținătoare de lumea noastră. A existat mai întâi, cred eu, o colecție a lui coordonată de Philip Roth, Cealaltă Europa, unde au apărut nume importante de scriitori din zonă, de la Kundera, Danilo Kiss, scriitori maghiari, austrieci și așa mai departe, și care au reprezentat o breșă. Apoi au fost, cred, câteva texte teoretice foarte importante, cum au fost cele ale lui Kundera și cele ale lui Danilo Kiss. Da, dar ei au fost principalii, cei mai bine prizați, Kundera mai întâi și apoi Danilo Kiss, cu un text absolut fundamental pentru oricine este interesat de geografia spirituală a acestei zone. Am avut norocul ca prin Vladimir Tisfăneanu să cunosc mulți, personal să-i cunosc pe mulți dintre autorii care aparțin acestei zone. Deși, evident, noi când ne referim la Europa Centrală, ne referim la un traiect istoric. Europa Centrală nu aparține acestui moment. Eu cred că chiar în acest moment ea s-a cam estompat, odată cu apariția unui mare concurent, care este Uniunea Europeană. Și Cornel și Adriana țin minte foarte bine că atunci când am pus bazele Fundația a Treia Europa, prima și persistentă acuzație a fost că vrem să facem o secesiune teritorială, vai de capul nostru. Și în plus, de ce a treia? Adică lumea a treia sau ce? Da, era și această paranoie națională că noi dintr-o dată aparținem nu Europei, ci super-Europei, că suntem cei mai importanți, așa încât niște oameni, zic eu, realiști, care erau interesați să înțeleagă ce se întâmplă cu ei și cu lumea lor, erau plasați într-o zonă a complotiștilor. Evident că ne-am amuzat de aceste tentative, de aceste obsesii. Trebuie să-l menționăm totuși, să se rețină acest lucru, că în fruntea lor s-a aflat însuși președintele Academiei Române din epocă, Eugen Simion, un personaj care, de la onorabilitatea pe care a avut-o înainte de 1989, a făcut eforturi enorme să devină un personaj nefrecventabil. E și asta parte din istoria Europei noastre centrale, pentru că ea se construiește nu doar prin ceea ce am pus noi acolo, printr-un proces de cunoaștere, de fapt, pentru că eram la fel de dezinformați, cred eu, sau cel puțin eu, ca și marea majoritate a intelectualilor din România. Acum, pentru cei care ne cunosc, lucrurile poate sunt destul de clare. Pentru cei care nu ne cunosc sau nu ne-au citit cărțile, ar mai trebui spus că este vorba despre o construcție de tip ONG, care a purtat, și pentru că nu mai funcționează în momentul de față, numele acesta atât de ciudat, A Treia Europa, care era o banalitate, istoricii știau despre ce este vorba, nu e nici Europa răsăritană, nici Europa occidentală, ci o altă Europa, mica Europa, cealaltă Europa, A Treia Europa, Europa Centrală. Acum, eu am terminat o prefață care e aproape cât o carte, se cheamă Introducere la acest dicționar și care probabil prin numărul de pagini o să îngrozească potențialii cititori. Dar acolo am încercat să lămuresc
și un traseu parcurs de această fundație a noastră, pentru că e foarte interesant. De ce un asemenea dicționar, care are de totului tot cu intrări, cu fișe, 255 de romane, 190, peste 190 de autori, și cu o echipă în jurul lui din țară, de la marile universități și în străinătate, de la importantele universități din Europa Centrală, Statele Unite și Canada. De ce acest dicționar a putut să apară, ideea lui a putut să apară aici și de ce construcția lui foarte îndelungată, mult prea îndelungată. Am explicat acolo de ce a avut loc aici la Timișoara. Bilanțul acestei fundații care ne-a ajutat să putem să punem în operă tot ceea ce imaginasem, cu un grup fondator pe care îl veți întâlni, deci toți cei care au participat vor fi prezenți în programul celor două bufnițe. Să le mai spun o dată numele celor cu care am făcut echipa de start, foștii noștri studenți. Cred că nu greșesc ordinea alfabetică, Daciana Banciu Branea, Dorian Branea, Gabriel Con, Marius Lazurca, Tinu Pârvulescu, Sorin Tomuța. Ei au fost. Ei sunt de altfel și parte din autorii acestui dicționar. Să fac un scurt bilanț de un minut. Ce a rămas din toată această poveste care s-a și instituționalizat, această dorință de a cerceta, cum spunea Cornel, imediata noastră apropiere. Să vezi ce se întâmplă în culturile și mai ales în literaturile, țările cu care ai împărtășit o istorie foarte asemănătoare, până la un punct, dar în mare asemănătoare. Deci, am pus pe masă, în rafturi, la editurile Univers și Polirom, peste 60 de volume. Mare parte sunt traduceri în premieră, preluate apoi de alte edituri, ale unor texte fundamentale, romane, cele mai multe, eseuri, texte de istorie, istorie culturală, apoi 5 numere de revistă care însumează 1000 de pagini, o serie de caiete seminar care au introdus în cultura română teme dintre cele mai ciudate și mai ofertante, legate de autori importanți central europeni, de teorii apărute aici, cum ar veni caietul Zahăr Mazoch. Dacă suntem masochiști, măcar să știm că și conceptul e lansat de un german, dar la bază este acest galician central european, Leopold von Zahăr Mazoch. Am făcut o paranteză, poate să și dispară. Apoi au fost caietele din seria seminar. Personalități extraordinare ale centralei europenisticii, istorici, filozofi, literați. De la Vladimir Tismăneanu, Jacques Le Rider, Michel Serre, care nu e neapărat central europenist, dar a fost o prezență extraordinară, Conrad Gier și, în special, Doamne iartă-mă, Tony Judd, al cărui volum probabil va fi tradus în engleză după ce l-am tradus în română, transcris de pe bandă și probabil va apărea, pentru că este o celebritate ca istoric și ca intelectual. Și Michael Haim. Da, și despre el voiam să vorbesc. Cel mai ciudat fenomen pe care am avut prilejul să-l cunoaștem toți, un fenomen vorbitor al tuturor limbilor Europei Centrale, plus încă vreo 7-8, deci un fenomen de multilingvism fără precedent. El e traducătorul din maghiară, germană, sârbă, doamne, în colecția lui Philip Roth, cealaltă Europa. S-a împătimit și el de ceea ce făceam la Timișoara. A venit aici de 2 ori și a treia oară, a învățat limba română de dragul nostru, ca să o spun, cinstit, în 6 luni, o vorbea inclusiv spunând că am mistuit bine un sandwich pe care îl dăduse o doamnă din Cluj. Am mistuit bine, deci n-am putut să cred. Și a organizat primul și singurul colocviu, traver,
travers, pardon, așa, al traducătorilor din Europa Centrală, unde a invitat de la sloveni, slovaci, croați, sârbi, polonezi, s-au adunat la Timișoara și la un moment dat, vă dați seama ce însemna să traduci. S-a enervat și s-a pus la microfon și a tradus direct pentru fiecare din toate limbile. El ne-a încurajat să facem dicționarul. Și au fost apoi conferințele, colocviile, seminariile deschise. Și am predat ștafeta unei echipe coordonate de Robert Cerban, de Ioana Grünwald și de Oana Boca Stănescu, de cele două bufnițe, Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara, la Est de Vest, la Vest de Est, ceva de genul ăsta, care a ajuns, iată, la nici nu știu câta ediție, a zecea ediție, din păcate. Din fericire. Din păcate, că în situația în care suntem, va fi totul online și invitații meritau să se întâlnească direct cu lumea. E mult, e puțin, Cornel? E mult, e puțin, Mircea? Întotdeauna asemenea întâmplări apar interdicțiile. Interdicții nu puține, Mircea a vorbit de o interdicție. În momentul în care Năstase era prim-ministru, a avut un discurs la Oradea în care a vorbit despre răi de la Timișoara, ce fac aceștia. Dar a venit o echipă în care, pe vremea aceea, era foarte tânăr, actualul președinte al Academiei, cu Mircea Martin, au venit într-un control la... Nu, era o evaluare de centru de cercetare. Așa, o evaluare de centru de cercetare. A ieșit cu laude mari, după interdicții, după ce lumea s-a lămurit despre ce-i vorba, au ieșit vorbe bune. Sigur că eseul lui Kundera dădea de bănuit. Cercetările noastre au mers pe altă linie. Kundera vorbea despre cultura sovietică într-un anumit fel, despre rușii care sunt mereu amenințători. Eseul lui Kundera vorbea despre o Europa centrală care era a Occidentului. Noi am arătat că Europa centrală poate să înceapă de la Timișoara. Aceasta era intenția de a vorbi altfel despre lumea în care trăim. Mult e puțin? A fost mult? A fost puțin? O să tragem concluzii imediat. Până atunci l-aș completa pe Cornel Ungureanu. E într-adevăr o diferență fundamentală de abordare între noi și occidentali în chestiunea aceasta Europei Centrale. Unul din textele fondatoare chiar poartă un titlu sugestiv, Tragedia Europei Centrale. Pentru noi aici la Timișoara era o problemă de descoperire a unei identități profunde. Și sigur, încetul cu încetul, prin faptul că am avut acest grup organizat care a cuprins la un moment dat câteva zeci de participanți direct, studenți de-ai noștri, momentan profesori și ei, și care într-un fel au păstrat această direcție în cercetările lor, unii dintre ei, alții fac lucruri în alte zone, dar sunt sigur că pentru toți a fost un exercițiu intelectual, cultural, chiar și civic, aș putea să spun, într-un anumit sens, de bune practici academice și de încercări de a ne constitui după o formulă modernă.
Din acest punct de vedere, da, a fost destul de mult, dar nu e niciodată suficient. Probabil că încetarea activității s-a produs odată cu decizia noastră, în primul rând, a ta, Adriana, lui Conel și a mea, ajuns la o anumită vârstă de a ne concentra mai mult pe, în ghilimele, pe propria operă. Și, într-adevăr, dacă ne uităm puțin în urmă la, să zicem, ultimii 10 ani, cred că în această perioadă au apărut și cărțile noastre cele mai consistente. Al lui Cornel va pune chiar capac geografia literară a României sau geografia literaturii române, titlul încă e în dezbatere pentru că suntem foarte atenți la semnificații. Deci eu cred că a fost oricum ceva foarte important pentru ceea ce s-a întâmplat vreme de vreo 20 de ani în Timișoara. A Treia Europa a fost unul dintre punctele cele mai importante de iradiere cultural. N-am vrut să devenim noi centrul Europei, deși ne-ar fi plăcut că suntem bănățeni, dar ceva a rămas din această aspirație care probabil înglobează și nostalgie, înglobează și o anumită melancolie pe care poate acum o înțelegem mai bine decât acum 30 de ani. Sunt mai în vârstă și studenții noștri și care nu poate să fie de fapt decât stimulatoare din punct de vedere al activității culturale mai ample, nu doar a unei formațiuni intelectual-cultural. Ca să se înțeleagă lucrurile și mai bine. Deci până acum s-a cam sugerat că unul din cele 5 obiective ale fundației noastre era sigur unul de editare, colecția apărută la cele două edituri, v-am spus numărul, sunt mii de pagini. Polirom și Univers. Polirom și Univers. O formație, o componentă strategică și tactică, ca să zic așa, de educație. Și aici ar trebui să spunem că a funcționat 4 ani la rând ceea ce s-a numit o construcție academică, pedagogică, alternativă la universitate sau la masteratele de tip academic, Colegiul Deschis Timișoara, coordonat de Marius Lazurca, cu peste 70 de absolvenți. Au fost zile incredibile de formare cot la cot cu profesori prestigioși al unor echipe foarte înzestrate de studenți. Apoi a fost o componentă care e foarte serioasă, o componentă de cercetare. Și eu spun că un lucru făcut nu ca să bifăm niște, cerințe ale cercetării moderne, noi chiar am făcut interdisciplinaritate autentică. Pentru că din 1998, la un an după ce s-a consolidat fundația pe domeniul, hai să zicem, strict literar, dar el era mult mai complex, s-au constituit grupurile și filierele de studiu și filierele de cercetare și de editare de factură istorică, studii istorice coordonate de cel mai regretat drag prieten istoric cu Valeriu Leu. Domnia sa cu Nicolae Bocșan au scos prima și cred că singura până în momentul de față cronologie a Europei Centrale. Apoi, grupul de antropologie istorie orală, coordonat de doamna Smaranda Vultur, care este între cele mai active, inclusiv în ziua de astăzi, până astăzi, cu vreo 10-12 volume apărute, tipărite. Apoi, grupul de sociologie, coordonat, altă pierdere, de doamna Gabriela Colțescu și de Alin Gavreliuc. Îi se datorează acestui grup apariția unui volum de la Polirom a ieșit, Unicat, Vocabularul societății plurale, realizat de grupuri de specialiști din Timișoara, deci români, din Serbia, de la Novi Sad și din Ungaria, de la Szeged, un volum trilingv. Deci nu-i puțin lucru. În plus, a mai existat o componentă, să zicem, de observator civic, chiar așa se spunea, i s-a spus în anii
sfârșitul anilor 90, coordonat de Dorian Branea, care a dobândit o experiență excepțională în managementul de proiecte, dovadă sunt carierele, traseele făcute de acești, chiar de acești membri fondatori. Sunt diplomați de carieră, Marius Lazurca, sunt director de centre sau au fost director de institute culturale, Dorian Branea și Gabriel Con. Deci nu e puțin lucru și ei toți sunt absolvenți de litere. Trebuie să închem, Adriana, nu? Da. Nu înainte de a vă mulțumi vouă, evident. Hai să închem așa cum închem întâlnirile noastre. Dacă mai avem vreun proiect legat de tema pe care am discutat-o. Scurt. Da. Deci, pentru că prefața nu spun deloc câte pagini are. Ea, sigur că este nucleul unei cărți care e ca și făcută. Nu știu cine o să mai aibă nevoie de ea, nu i-am găsit încă un titlu, în care dezvolt tot ceea ce a pregătit dicționarul. Cornel? Am predat primele trei volume din geografia literară a României. Un pic cam repede, fiindcă am o vârstă și trebuia să o închei totuși. Mai am un volum pe care îl voi totuși încheia anul acesta. S-ar putea să fie, ar fi putut să fie mult mai bune, ar mai fi trebuit să lucrez o perioadă la ele, dar am o anumită vârstă. Auzi, are anumită vârstă, vom trăi pentru că ne-am vaccinat a treia oară. Da. Ca să închei și eu, împreună cu Vladimir Tismăneanu, dacă ne mai păstrăm ambiția, s-ar putea să facem o ediție nouă a cărții noastre, Vecinii lui Franz Kafka, 30 de ani mai târziu. Ah, minunat, minunat. Acestea fiind zise, pe curând.